l-am mai văzut nici eu de ceva vreme pe redacție pe aici. Mi-a zis, printre altele, că i-ar fi dor de tine. Dați-l păduță pe ecran, vreau să văd, să vă am o vorbă despre Diana. Uite acolo, se pregătește de un antrenament cu Roxana Nemes și însă vreau să știu dacă e dor de a mea colegă. Bună, Duță! Nu că mi-e dor, salut, mi-e foarte dor, dar îi pregătesc o mare surpriză, mai ales că v-am zis, de săptămâna trecută când m-am întâlnit cu domnul Adrian Enache la sală, am zis că mă apuc de sală și m-am apucat. Numai că am ajuns aici și mi-au zis colegii, deci bă, la trupul tău cum ești atât de bine lucrat, tu trebuie să fii direct instructor, nu? Dar și pentru Diana, Diana, pentru tine mă pregătesc. Te pup. Deocamdată suntem la sală cu Roxana Nemes și eu te pup, Diana, te pup. Domnul antrenor, mai facem o pauză. Și ce se întâmplă? Vedem un antrenament inedit cu Dovleș, pentru că toți suntem în perioada asta acum cu Halloween. Bună ziua, bine te-am găsit. Spune puțin despre antrenamentul ăsta. Bun. Pentru astăzi ne-am gândit să salvăm dovleacul de la cuptor, să încercăm să nu mai mâncăm, ca de fiecare dată, să încercăm să topim ceva țesutul adipot folosind chiar acest dovleac. Așa că o avem pe Roxana aici, asistentă de față, ne va ajuta să executăm câteva exerciții foarte bune pentru tonifierea corpului. Dăm microfonul că deja văd că mi-ai pâine. Așa am fost și eu tot ca el, dar de la o răceală puternică am mai săbit puțin. Roxana, bună, ești Diana, pregătită? Bună, Florin. Ai văzut, în loc de gantere, lumea, de greutăți, acum dovleci. Eu deja am început să mă pregătesc să fac sport, nu știu dacă mă întreb, sunt pregătită? De mult m-am născut pregătită. Auzi, dar tu vrei să mai slăbești mult? Nu vreau să slăbesc, vreau să mă tonific. Cred că toate femeile și toți vrem asta, și femeile și bărbații. Este foarte bine să fii tonifiat. Mulțumesc Dumnezeu, încă stau ok, dar trebuie să ne menținem mereu. Ia să văd eu cum lucrați voi cu dovlecii. Și e o idee foarte mișto asta cu să salvăm dovlecii. Să-i salvăm. Americanii au ziua recunoștinței, salvează președintele un curcan. Noi acum salvăm dovlecii de la ascultat, nu? Hai, domnul antrenor, bagă. De fapt, colegul meu. Vom începe cu un exercițiu care lucrează foarte intens partea de picioare, mai exact coapsele. Vom lua dovleacul de jos. Da? Voi veni cu el sub bărbie, picioarele ușor depărtate, cam cât lățimea umerilor, vârfurile ușor spre exterior, coatele sub dovleac, cobor lent în genoflexiune, cobor în genoflexiune, duc fundul puțin în spate, stau o secundă în izometrie și revin. Sus expir și strâng fesierii. Hai să vedem, ține-l sub bărbie, da? Coatele sub el, din lateral, din lateral, exact. Cum e, Roxana, te descurci? Cobor. Nu știu, zi tu, mă descurc. Stau o secundă jos. Hai să vedem, cobor, trag aer în piept, stau o secundă, revin, strâng fesierii și expir. Și continui. Cum ți-a venit ideea asta cu dovleacul și cam câte kilograme are? Păi are aproximativ 4 kilograme. Ideea mi-a venit simplu, toată lumea m-a întrebat de rețete de gătit dovleci. Și m-am gândit să le dau o rețetă de slăbit cu dovleci, nu neapărat de gătit și de mâncat. Hai să trecem la următorul exercițiu care tonifiază foarte bine partea de fesieri, femural și implicit coapse. Vom face fandări cu dovleacul. Cum zici tu că zici foarte bine? Un picior în față, Roxana, de sprijin pe toată tarpa. Mai poți vorbi cu noi sau ești destul de obosit? Dai un picior mai în exterior ca să ai echilibru pe loc, mai în exterior. Bun, dovleacul sus la piept, țin dovleacul sus la piept, flexez ambii genunchi, îndoi genunchiul din spate, cobor și revin. Hai sus, îndoai mai întâi genunchiul din spate, te rog. Exact, foarte bine. Și sus nu blochezi genunchi, încerc să țin tensiune cât mai mare în coapse. Bun, după 10-15 repetări, schimbăm piciorul. Trecem piciorul drept în față, stângul doar pe vârf și tot așa lucrăm foarte bine partea de fesier, care toate femeile și-o doresc cât mai tonifiată și bombată, implicit. Așa că lucrăm intens. Vreau să mai vreau puțin, Roxana, acum la final. Ce urmează, pentru ce te pregătești? Am văzut la sală acum. Mie să nu te văd și așa, fii atent, ia uite. Fii atent ce se întâmplă. Aoleu! Frungând? E un dovleac, stați liniștiți. Frungând ceva, vreți să ne anunți? Este un dovleac. De ce? Ți se pare că nu sunt cam ceva? Nu, chiar este foarte plat abdomenul meu. Deci nu știu cum unde îți fuge ție mintea, dar... Sentimental, cum ești? Foarte bine, ca întotdeauna. Normal. Păi cum aș putea? Asta este. E bine așa. Vă las. Să lucrăm puțin și partea de abdomen. Să vedem, tot a venit vorba de abdomen. Hai să lucrăm puțin și partea de abdomen. Punem dovleacul jos, te rog. Eu trebuie să mă opresc acum, adică eu mai rămân atunci cu voi. Vreau să vă spun doar, ne găsiți la Răzvan Stratulat pe Instagram și Body Shape, bineînțeles, pentru antrenamente și mai multe detalii. Roxana, îți mulțumim foarte mult. Ești pe drumul cel bun, bravo. Îl iau acasă? Îl iau acasă. Îl salvezi, acum ți-am spus. Să-l salvezi, nu-l gătești. Anul ăsta nu mâncăm dovleci, da? Hai. Diana, facem sport cu ei. Imediat ce termin la sală, vii și pe la tine să ne antrenăm. Și noi tot cu dovleacul ne antrenăm. Ne vedem puțin mai târziu. Gura păcătosului, adevăr grăiește. Un singur sfat am pentru Duță. Grijă că știi că atunci când alegi după doi iepuri, s-ar putea să rămâi cu dovleacul. Știi ce zic? Mai are un iepure. Mulțumim.
Te pup, Duță. A, Duță, mulțumim. Tot cu dovleci vreau să rămân. Un dovleac acasă pentru tine. Du-te și